foarte mare purtător de informație. Vinul, de exemplu, poate să spună de unde vine. Deci în funcție de cum e, eu spun de unde e vinul, din ce zonă, sau mă rog, cum e clima acolo. Chiar dacă nu spun exact țara, dar spun cum e clima. Dacă e un vin de pământ, dacă e un vin de nisipuri, dacă e un vin de climă moale, dacă e un vin de climă uscată, dacă e un vin de climă rece, dacă e un vin de climă foarte caldă, da? Deci este foarte, cum să spun, dacă știu un lucru, e foarte simplu. Dar logica este cea care ne face să ne dăm seama de realitățile și de lumea așa cum este. Că în rest, orice învățăm nu face altceva decât să ne denatureze realitatea. Dacă noi ne orientăm să știm, vrem să știm cum a fost în anul 1850, ce facem? Căutăm într-o carte de istorie, da? Bun, sau mai multe. Și atunci vom vedea acolo informațiile unui nenea care a scris cartea aia. Adică ce se întâmplă? Noi vom vedea acele timpuri prin ochii lui. Deci e clar subiectivă. Un alt om probabil va vedea altcumva acele vremuri. Bun, deci ideea este să avem o logică sănătoasă prin care noi să înțelegem lumea pentru noi. Deci noi să vedem lumea noastră. Da? Noi suntem cel mai important lucru din lume. Eu n-am înțeles chestia asta foarte multă vreme. Ce înseamnă? Cum adică eu sunt cel mai important lucru din lume? E simplu. Cu mine lumea începe și se termină. Cum începe și se termină? Păi dacă eu m-am născut, deci până nu m-am născut nu știam ce e lumea. Deci pentru mine lumea nu exista. Da? Iar după ce m-am dus, clar nu mai are nicio importanță. Deci eu sunt cel mai important lucru din lume. Deci în lumea asta toate le raportez la mine. N-am cum să le raportez la altcineva. Deci este clar de ce sunt eu cel mai important lucru din lume. Da? Deci îmi văd pentru mine copiii, că familia, ok, dar dacă n-ai existat tu, celelalte există, dar nu mai percepi. Deci e foarte simplu. Da? Ei, vinul e un foarte bun purtător de informație. Dacă eu un vin, cum spune eu, aciditate mare. Ce poate ea să exprime? Și un, deci aciditate mare o resimți în raport cu restul de zahăr. Deci, nu mai mare pui acidită. Sare, ia un pic de sare, pui pe vârful limbii, simți clar sărat. Dacă o pui aici undeva, deci nu chiar pe vârful limbii, pe partea de sus a limbii, pe partea în față, dar și de sus a limbii, aici, ar trebui să fie, deci e zona de dulce. Dacă pui sare aici, nu vei resimți decât textura ei, da? Granulozitatea. Cât e de granuloasă, da? De granulozitatea, cât este de fină, structura asta de grosieră. Bun. Ei, dacă pui mai în spate, aici, deci de aici de la dulce până în spate, e zonă moartă pentru gust. Dar foarte sensibilă termic. Da? Deci pe mijloc către spate. Chiar spre spate, deci în ultimul sfert al limbii, ultima treime spre ultimul sfert, este zona de amar. Deci acolo simți amarul. Da? Dacă pun vârful limbii în nasul calmin, da? Ei, dar în spate și în lateralele limbii. Deci în ultima treime a limbii, toată zona resimte amar. Dar cel mai bine simte partea de sus amarul. Partea din lateral a limbii, da? Partea asta, simte aciditatea. Pe acolo ne plouă în gură. De când vezi ceva, pe acolo îți plouă în gură. Ok. De aceea, dacă e un vin, de exemplu, foarte dulce, cu aciditate foarte mare, asta e la fel ca și strânsul. Dacă strânsul are cască, așa, cască și cel de lângă tine. Dacă ești că îți plouă în gură, plouă și tu cealaltă. Deci, un alt gen de comunicare non-verbală. Da? Asta vreau să spun. Dacă luăm ceva și gusturile în funcție de temperatură, deci ca să crezi un echilibru, nu e un lucru tocmai ușor, dar nici greu dacă nu înțelegi logica. Deci, dulcele, la senzația de dulce, suntem mult mai receptivi dacă e rece. Da? Deci nu gheață, dar rece. Dacă e fierbinte sau dacă e cald, e destul de băubil. Un ceai, de exemplu, care este de la fierbinte spre băubil, cu 4 lingurițe de zahăr, simți că e dulce, dar nu te moară. Dacă îl lași să răcești la temperatura camerei, da? O să zic, mamă ce dulce, e mult mai dulce decât când era cald. Deci resimt senzația de dulce mult mai puternic decât când vinul era cald, da? În schimb, la aciditate, este exact invers. Dacă iei orice are aciditate, știu, o portocală foarte acidă, sau o lămâie, că aici mai acidă, sau un grapefruit, da? Acolo la grapefruit e altceva, că e și amar. Acolo e o altă combinație interesantă, da? Lămâia, de exemplu, o lămâie o tai în două, jumate pe frigider, jumate lași pe masă. După două ore, auziți? Întâi de gust lămâia aia rece, ieși un stort într-o linguriță, o să vezi că o poți înghiți. Nu e ea foarte prietenoasă la limbă, dar merge înghițită. După care pune lămâie caldă. Să vezi ce aiurea e, că nici nu poți să bagi în gură dacă e caldă, sau mai ales dacă se încălzește un pic cu bricheta, da? Să se încălzească un pic. Deci cu cât e mai cald, acru devine mai alt. Cu cât e mai rece, acru devine mai puțin acru. La dulce, cu cât e mai cald, dulcele devine mai puțin dulce și cu cât e mai rece, devine mai dulce.
La amar, cu cât e mai cald, da? Exact, amar și dulce sunt pe aceeași chestie cu temperatura. Amarul, cu cât e mai cald, e mai băubil. Cu cât e mai rece, e mai puțin băubil. Deci ia unicum, de exemplu. Când e cald, simți amărala aia puternic de tot. Când e rece, nu mai simți amărala, da? Așa e. Adică când e cald, nu simți amărala. Când e cald, e mai băubil, nu simți amărala, e mai prietenos. Când e mai rece, bine să nu fie de la gheață, că atunci din cauza că temperatura fiind foarte mică, ți amorțește toată limba, ai toată seama de gust. Dacă orice e foarte, foarte rece, deci la temperatura de 1 grad, 2 grade, ți amorți limba și nu mai simți nimic. Deci atunci orice merge, știi? Dar vorbim, ne referim la cald și rece, undeva între fiind rece, ne referim la 10 grade, da? 8 grade, 10 grade, unde limba încă este ok, da? Factorul senzorial de responsabil cu gustul. Și ne referim la cald până 37 de grade, că de acolo în sus, sau până în 30 de grade, că de la 30 de grade spre 37 deja din nou se estompează gustul. Da? De ce? Fiindcă, hai să spun și aici explicația, da? Noi venim din zone mai calde, da? Și orice mâncăm proaspăt, mănânci proaspăt cât e soare afară. Cât nu mănânci conservat, e problema ta cum se conservă. Dumnezeu l-a lăsat să mâncăm lucrurile proaspete, așa cum se spune. Ori lucrurile proaspete și vii, trăiesc între 10 și 30 de grade. E logic. De aceea avem limba, senzorii de gust dezvoltați ca să perceapă plaja asta, 10-30, în asta lucrăm. Sub deja e periculos să ne băgăm, dacă nu știm ce am făcut. Deci trebuie să avem chestia aia proaspătă, da? Să știm cum evoluează, da? Să avem experiență și în funcție de aia o conservăm. Stă la rece conservată sau trebuie uscată, afumată și sărată. Deci, sunt mai multe chestii, da? Ei, deci de acolo de e treaba noastră. Noi am creat chestia asta, nu Dumnezeu ne-a lăsat așa. Dar pentru temperaturi, da? Pe plajă de temperatură, acționăm între 10 și 30 de grade, acolo e temperatura naturală, acolo e viața. Peste 37 de grade, peste 42 de grade, orice este mort. Deci dacă vrei să-ți faci un ceai, care să folosești substanță activă din ea, că de fapt din ceai asta folosim din plante, din infuzii, din, da? Substanța activă din plantă, că e vorba de mentă, că e vorba de tei, că e vorba de mușețel. Teiul e foarte calmant, mușețelul este un bun detoxifiant, un bun sterilizează, da? Antiseptic, da? Un aseptic bun. Menta, în schimb, agită, da? Crușinul e un bun purgativ. Dar ca să scoți substanțe naturale din toate chestiile astea, e bine să nu le opărești. Că peste 42 de grade, orice organism nu mai e viu, devine mort peste 42 de grade, da? Ori moartea nu iubește viața, deci dacă tu bei o mortăciune, sigur nu o să ajute la calitatea vieții tale. Și atunci, trebuie, dacă vrei să faci o infuzie de ceai, fă undeva la temperatura camerei sau până în 30 de grade, da? La temperatura naturală și lasă-o de seara până dimineața. Și vei observa, viața din ăla va fi viu, da? Va fi mult mai supus să se strice. De câte vreme ăla ar fi conservat termic deja, nu mai are ce strice. Deci un ceai făcut cu apă de 50 de grade sau de 60 de grade, ăla nu mai are, că la 60 de grade au părut și pe mama un microb, probabil. Numai microbii aia mai puternici. Dacă ai făcut-o cu binuia de la cafea, la revedere. Cu aburii aia de la aparatul de cafea la 90 de grade, dacă ai făcut la espresor, la revedere. Deci ăla nu se mai strică, lasă-l cât vrei tot și nu se mai strică. Mai fermentează că s-a dus dracului tot. Aceea deja e... uscat, nu, nu, ea vorbim de plante naturale, ale de pe taravă, deci plante adevărate. Ok. Ceaiul ăla făcut la 30 de grade, risc să se ducă, e ca o mâncare. Dacă laptele, acest lapte uht, cum zic unii români, ultra high temperatură, da, UHT-ul, ei, de ce e făcut așa? E supus, zic că domnule, știi, nu omorâm substanța vie, pe dacă tu ai omorât pe microbii aia care ești mai rezistenți, și devorează mâncarea, da? Devorează, deci microbii sunt mai rezistenți decât absolut orice. Ori dacă tu i-ai omorât pe aia, vii să-mi spui mie că restul toată lumea e bine sănătoasă, numai aia au murit. Deci la aia 120 de grade, numai microbii au murit, în rest azi știți, toată lumea e vie, n-a pățit de nimic. Și eu o să vă cred pe cuvânt. Deci laptele ăla e un compus care nu se mai strică. De ce? Că nu mai e nimic viu în el, nu mai are fermenți, nu mai are cine să-l devoreze. Deci e ok, exact ca și oamenii. Pacientul e în stare stabilă, păcat că a intrat în izoelectrică. Deci e cea mai stabilă stare izoelectrică. De acolo sigur nu mai pățești nimic. Deci un mor bolnav n-am văzut. Mai era un banc, zicea, care e diferența între un mort care a fumat și un mort care n-a fumat? Era la ușă. Ăla care n-a fumat e un mort sănătos.
Exact așa și cum noi, toate super ok produsele, vă dăm, mă, super ok, și nu știm de unde apar atâtea boli. Păi bolile noi le fabricăm că trebuie să trăiască și aia din industria de sănătate, mă rog, de sănătate, chimicale, medicamente. Uite, de exemplu, elvețienii, pentru ei, toate autostrăzile le-au arat și au pus viță de vie cu struguri roșii. Și le-au mutat sub pământ. Deci tuneluri câte vrei, dar soarele nu bate ca să crească asfaltul, soarele bate ca să crească struguri roșii. De ce? Oamenii au observat că rezervatorul și taninii, antocianii, polifenolii devin roșu, în general, deci vinul roșu este de 10.000 de ori, deci nu de 10 ori, nu de 100, nu de 1.000. De 10.000 de ori mai benefic pentru sănătate și mai bun luptător împotriva cancerului decât orice altă chimicală. Și sunt părinții chimicalelor în veție. Părinții medicamentelor, da? Ei, dacă ei au făcut treaba asta, stăm și noi să ne întrebăm, bă, o fi bine să mai luăm pastile? Nu o fi bine? Ideea care este? Că n-am murit fără pastile. Dar primii 3 ani ar fi groaznici, până ne-am reechilibrat. Deci dacă de mici crești fără pastile și nu-i dai nimic copilului, domne, noi de ce dăm pastile la copil? Că vedem că plânge și ne doare pe noi sufletul și nu putem dormi. Băi, dai că se chinuie săracul. Lasă-vă că nu moare și orice nu te omoară, te face mai puternic. Dacă înveți să vii în echilibru, băi, sunt sigur că peste 3 ani, deci cu cât avem mai multe calmante, cu atât durerile pot deveni mai mari și noi să le observăm. Adică cauzele pot deveni foarte, foarte grave, dar noi, astupând defectele, nu mai suntem atenți la cauză, nu e problemă. Și peste 3 ani, dacă dispar toate calmantele, o să moară multă, nu o să începe cam de la durere de... Da? Ce face? A, jucărica e o altă mașină, nu ne mai jucăm cu mama, nu mai facem jucării, nu mai facem haine la păpușele, nu mai facem cu tati avioane și cu cuie și cu ciocanul. Diferite device-uri, da? Chinezării, tot felul de măgării, copilul ci că stă liniștit, nu strigă nimic, dacă strigă că prea de o dată pe o jucărie, iau alta. Bun. Dar comunicarea, sufletul, deci tu trebuie să iei de la tine suflet, să-i dai copilului. N-ai cum să ia copilul, n-are cum să ia suflet dintr-o jucărie, că n-are cum. N-are cum. Dar al meu, când mă vede că lucrez și eu prin proprietate, dar dă și mie fiul ăsta, dă și mie să tai, dă și mie ciocanul, dă și mie un cui. Auzi, nu-mi încep să bate aici, că eu nu pot să... Ok, încep și bate după aia. Deci ideea să comunii, să simtă că e util, că face parte din societate. Nu e stăpânul jucăriilor. Că de-aia astăzi, mari gameri, ce au fost? Au fost niște copii neglijați, când au apărut jocurile. Și acum oamenii au devenit mari gameri, da? Ce e aia gamer? Că jos de aproape pe calculator, că niciodată n-am suportat, întrebam pe când, dar la ce îți folosește? Ei, eu râdeam, zic, bă, dar ce chestii cât aduce ție cât te joci? Uite că acum la unii le aduce chestii că-s mari campioni europeni, mari campioni mondiali. Da, deci dacă am ajuns să dăm bani, să fii campion la jocuri, adică exact cum ar fi un campionat mondial de șotron, dar nu că la treia să sari. Jucăm avioane bombardate, campionatul mondial de avioane bombardate, pe de moale. Bă, prieteni, da, dacă poți tu să cauți un vin moale și foarte plăcut la băut, un cabernet niciodată nu va fi moale și prieteni și plăcut la băut, un cabernet, un cabernet, da. Bun, deci atunci hai să analizăm vinurile corect, dacă e vorba de cabernet, hai să tragem o linie de caberneuri și atunci scrie pe fișiera literară, cabernet și a, nu scrie conducător. Dar atunci analizează tipicitatea, deci un vin, un cabernet trebuie să fie cabernet, nu trebuie să fie moale, trebuie să fie umbrelă, trebuie să fie prietenos, un cabernet trebuie să fie foarte ferm, trebuie să fie strong, trebuie să se exprime foarte repede, direct și bine, că de-aia e cabernet. Un merlot are voie să fie chiar ca o minge de catifea, da? Ok. Da, dacă vrea catifeana să fie mai strong, mai băgăm niște baric, da? Nu va fi țepos ca un arici. Va fi ca un velur de draperie, ca o catifea din aia, draperie, da? Ok, deci dacă vrem să mai un pic cabernet, punem niște merlot pe el. Dar de acolo până la baric, până la barica excesiv, e aiurea. De ce se folosește, de fapt, baricul? De ce a folosit omenea cum dată baricul? Pentru ca să poată conserva taninii din baric. Sunt folosiți de taninii, sunt folosiți de la pielărie. Da, este efectul acela astringent și nu se mai văd bolii de la piele, se vede pielea luceasă frumos și conservă. Deci ăsta e rolul baricului. Bun. Și atunci creează astringență în gură, da? Deci dacă e un vin care nu prea are aciditate, cum e vinul roșu, da? O crești prin senzația de astringență. Bun. Și durează mai mult, vinul roșu va trăi mai mult cu ajutorul taninilor din baric. Dar de care tanin? Că dacă îi bage acolo, deci dacă vrei să duci totul, deci să faci totul perfect, la urmă ai explicat problema. Deci e clar, nu încerca să aduci perfecțiune, că nu se poate. Bun. Și atunci ne folosim tanin de generația a doua, deci baricul de generația a doua, care nu mai au nici nasul de fum,
Da? Deci după ce Balic a fost folosit un an de zile cel puțin în Austria, noi mergem în România și nu mai e nasul de fum, nu mai e taninii agresivi, sunt foarte fine aproape că nici nu mai simți, se integrează foarte repede fiindcă sunt mai mici decât taninul din strugure, din pieriță. Deci e altceva, e un vin de casă gândit ardelenește, mă rog, și vorbește și cu vreme. Și experimentată chestia de multe ori. Deci e un vin viu care cu siguranță nu-ți dă dureri de cap, da? Care cu siguranță e făcut ca la bunica acasă, cu mult, e făcut cu grija lui bunica și cu știința, cu nivelul actual de știință, dar cu grija bunicii și cu meticulozitatea ei. Satul Mare del Piuc, frate. Sana per vino. Nu, no, strugul e una și apa aia de strugul și aia, care se folosește în cosmetică, dar vinul, taninii, rezervatorul din vin și astea, vin roșu, vinul. Da, cu vinul deja a făcut, taninii din vin, toate astea, vinul. Face o piele după aia, prieteni, știi cum se face? Deci taninii vor trebui să închidă porii ăsta, nu se mai vezi porii de la piele, știi? Și fie pielea foarte fină, lucioasă, maronie, scroță, bomboană, de femeie. Dar ideea e că trebuie să ai destul de mult vin, știi? Deci, și ce miros are după aia. Deci e ceva interesant, de motorină sau de smoală, sau de asfalt, sau de petrol, sau de gaz, de la gaz, nasul de Riesling de Rhin. Nasul autentic de Riesling de Rhin este gaz de lampă, deci petrolul, da. Nici nu l-am vinificat, ăsta ce o să iasă de 2000, producția lui 2012, în 2013 cumva și, o să vezi ce este, fiindcă l-a lăsat mult, dar l-a lăsat pe supracoacere, da? Ca să poată să scoată toate aromele de să-l încarce cu arome. Are și acea, are destul, deci Riesling de Rhin când îl apucă să începe până în 13-14, cum am fost și anul ăsta. La acitate. Și a avut de unde, că altfel nu l-ar fi lăsat, da? Dar dacă îl lași pe supracoacere, se încarcă și în arome, și se încarcă și în zahăr. Face și half troc în... Păi e demisec. Și ăsta cât zahăr? Ăsta are 4,8. Deci din, un pic dincolo de plaja de demisec, deci de plaja de sec. A intrat în demisec, demisec din 4 până în 12. Deci dacă în sec găsim 4 grame de zahăr, în demisec găsim alea 4 plus încă 8. Și nu știu ce de demisec ăsta. Păi nu, fiindcă are acidități, are acidități mare. Iar pe foarte rece cum este el, restul ăla de zahăr e insensibil. Cu ajutorul acidității și a mineralului s-a adus restul ăla de zahăr. De-aia depinde foarte mult. Bucătarul contează cel mai mult. Dar sirau mi s-a părut cel din baricul, mi s-a părut demențial. Condimentele alea.